Bine ai venit, dragă Scorpion, să asculți predicțiile pentru luna iulie 2024. Mă bucur să fii alături astăzi de mine și îți doresc ca toate informațiile pe care trebuie să le asculți să vină prin intermediul meu. Nu uita că este o etalare generală și ia doar ceea ce rezonează cu tine și fi totodată deschis la posibilitățile de linii temporale care s-ar putea petrece pentru tine. Așa că ai răbdare și bucură-te de informații. Dacă îți dorești o consultație privată cu mine, în tarot sau în astrogramă, poți să intri pe site-ul meu pe www.andrealovin.ro servicii și să-ți faci programarea instant. Sau nu uita să te abonezi și la newsletter pentru a primi tot felul de bonusuri despre tarot și astrologie. De asemenea, am o veste minunată. Pe data de 17 iulie 2024, voi ține un curs de astronomerologie care să vă ajute să interpretați secvențele numerice de tip 777, 888, 222, 11 și 11, 12 și 12 și multe altele. Pentru că pe internet, de multe ori, aceste mesaje sunt eronate și apar ca numere angelice, însă, vă zic din practică și din studiu a peste 8 ani, cu atenție acestor numere, că multe din informațiile de pe net sunt greșite. Iar dacă vrei să știi cum să afli aceste informații, de la ghizii spirituală spiritual, de la îngeri, îți recomand să participi cât mai repede la acest curs, locurile sunt limitate și la fel și oferta. Dacă rezervi un loc până pe 9 iulie vei beneficia de un preț mai mic. Așa că te invit să intri pe pagină pe www.andrealovin.ro sincronicități minus numerice după ce faci plata instant, dacă ai și calendar, ți se va pune automat în calendarul Google linkul de Zoom unde o să ne auzim în seara cursului. Vă garantez că acest curs vă va ajuta să înțelegeți mult mai bine sincronicitățile este un curs intensiv, nu trebuie să fii expert în numerologie sau astrologie, totul o să fie predat la curs. Așa că vă aștept cu mare drag și chiar o să începem această citire cu numărul care vă ghidează în luna iulie. Să vedem pentru Scorpion care e energia acestei luni și dacă ați dat cumva peste intro, peste început, vreau doar să vă anunț că urmează să țin un curs despre sincronicități numerice acele secvențe pe care poate le-ați văzut, 222, 333, 555, 777, 888 și așa mai departe și chiar 11 și 11, 12 și 12 și altele, bine? O să discutăm despre aceste secvențe într-un curs minunat pe 17 iulie 2024 de la ora 19 pe Zoom, dar trebuie să intrați pe site și să o faceți cât mai curând pentru că până pe data de 9 aveți o reducere. Vă aștept cu mare drag! și sunt sigură că o să aveți foarte multe de învățat de acolo. Și dacă tot am vorbit de numere, să vedem ce număr vă iese în această lună, care să vă ghideze, să vă protejeze și să vă dea un cuvânt cheie despre ce urmează pentru voi. Și numărul vostru norocos este 46, care vorbește despre armonie domestică. Așa că, dragă nativ, este timpul să te apuci să faci o curățenie în casă, să-ți armonizezi viața domestică. Poate că lucrurile nu sunt exact cum îți dorești în luna asta. Vor fi lucruri de rezolvat cu familia, cu casa, cu curățenia, cu aranjamentele. Dar de obicei arată că trebuie să te ocupi de casă prioritar în această lună. Da? Armonia aici, în frumusețarea casei. <gâng> să vedem mai multe lucruri. Ce ar trebui să mai știți în luna aceasta? Nu cred că am mai folosit pachetul ăsta la celelalte zodii, dar aici simt să-l folosesc și aveți două cărți, pentru că simt două. Magicianul și oglinda și cartea Invidia. Of, da dragilor, se pare că aveți nevoie de un scut ca o oglindă care să dea înapoi toate gândurile negative și invidiile oamenilor. Sunteți invidiați, poate pentru că în afară, în social media simt, da, pe diverse platforme postați tot felul de lucruri și mai sunt și persoane care își pun întrebări, da de unde are el sau ea acel lucru, da de ce postează așa, da pare prea fericită, pare nu știu cum transmiteți foarte multă încredere, eu așa am simțit, și invidia asta foarte ușor vine spre voi. Iar acest magician și oglinda arată că sunteți ca niște magiciani în aceasta. Puteți să redirecționați orice lucru negativ înapoi spre persoana respectivă, puteți să aveți această magie de a manifesta lucrurile mult mai ușor. Dacă, de exemplu, vă doreați să faceți ceva în casă, poate spuneați, uite, n-am suficiente resurse sau. Lucrurile nu sunt exact cum vreau. Aveți cumva în iulie această posibilitate de a manifesta inclusiv acele schimbări în casă sau ce v-ați propus voi să cumpărați și vi se părea imposibil, faceți rost și vi se împlinește dorința. Dar de sunteți niște magicieni în luna aceasta și îmi place mult să văd acest lucru. Așa, mai aveți și cartea Petrece mai mult timp singur sau singură în natură, meditând asupra dorințelor și intențiilor tale. Da, deci aveți nevoie de un timp singur să vă notați exact obiectivele, ce vreți să obțineți, care sunt dorințele, să aveți claritate și rugați pe îngeri, dragilor, să vă ajute să domâneți acea claritate, acea perspectivă pozitivă și să rămâneți motivați, bine? Pentru că anumite invidia, anumite bârfe, o să vă fac un pic așa să clacați, o să vă afecteze aveți o carte schimbare și tranziție da. lasă-te în voie și participă la această schimbare, aveți nevoie de schimbare aveți nevoie de această energie care transformă iar voi sunteți oricum născuți în zodia transformării. Însă, uneori, pentru aceasta, ai nevoie de un timp cu tine. Nu fuciți de voi și fiți prea ocupați cu alte lucruri, pentru că acestea vă distrag de la ceea ce voi vreți cu adevărat să manifestați. Bine? Să vedem. Din acest oracol, ce stăpâniți bine luna asta? Mulțumirea! Da? o să apreciezi lecțiile valoroase ale vieții și vei vedea cu iubire lucrurile în cele din urmă. Da, o să aveți pentru ce să mulțumiți luna asta, o să fiți recunoscători, o să aveți un moment de fericire foarte mare și de realizare că uite ce am reușit, uite ce am obținut, dar uite miracole chiar la unii dintre voi. Ce mai obțineți? Ia să vedem. Viziune, da? orice ar fi, ai acea putere de a vedea imaginea de ansamblu și de a vedea perspectiva iubitoare a Universului da, lucrurile o să le vedeți mult mai bine vă văd totuși optimiști dar cu nevoia asta de a fi mai atenți la corp și la suflet responsabilitate ești conștient de această putere a gândului și de faptul că iubirea este totul o să aveți ceva, responsabilități de făcut. Văd și un commitment pe spate și dar nu mai au carte acum. O responsabilitate semnați un act, vă dați un acord și pare că trebuie într-adevăr să vă țineți de acea viziune, de acea promisiune, de ce ați făcut voina. Unii poate vă căsătoriți, alții pur și simplu, aveți un acord. Da? cu o persoană. Fie că e scris, legalizat, fie că este verbal, o să aveți un acord cu cineva și e foarte important să mențineți această viziune pozitivă. Da? Acolo unde lucrurile păreau că scârție, par că se rezolvă. Apar certitudini. Tim liber, da? O să aveți și timp liber. conștiință Orientează-te, da? Foarte interesant, deși uh, sunt anumite responsabilități, mulțumiți pentru niște lucruri, o să aveți și câteva scăpări, da? Uh, poate nu vă gestionați foarte bine timpul liber și ar trebui să faceți lucrurile care vă împline sufletește. Poate unii pentru că, așa cum ziceam, căutați un loc de muncă sau sunteți așa într-o situație mai uh, extremă, simțiți că aveți prea mult timp liber. Uh, cu cartea inconștiență, ea spune doar să fii mai prezent, să fii mai împământat, pentru că s-ar putea ca unele lucruri să nu fie foarte concentrate, să vă lipsească atenția, să nu faceți față responsabilităților. Ia un timp de meditație și adună-te. Deci de două ori spune chestia asta, meditează, adună-te, stai singură cu tine sau singur. Deci e clar că undeva tot vrei să mergeți pe exterior și nu, sunteți atenți în interior și asta va duce o anumită posibilă problemă. Deci cei care nu și-au un timp pentru ei luna asta intră foarte ușor într-o energie în care atrage lucruri cam riscante și ciudate. Bine? Orientați-vă, găsește direcția, spune cartea aceasta ai grijă să nu pierzi ceva, dacă nu știi încotro să mergi sau nu te regăsești, caută mai întâi în inima ta, fii sincer cu tine și vei simți intuitiv pe unde să mergi și de asemenea cineva te poate ajuta să te orientezi. Deci căutați ghidarea unui înger, căutați ghidarea unui astrolog, tarotolog, știu eu ce simțiți voi, cu cine simțiți că rezonați, pentru că aveți nevoie să vă orientați un pic, să vedeți ce se întâmplă cu viața voastră de lucrurile o iau așa razna. Bine? Oricum, eu zic că este această tranziție care spune cuvântul, și ca orice schimbare și reînnoire, nu poți să la un nivel superior fără să fii testat, fără să schimbi ceva. Da? Hai să vedem și alte lucruri. Dacă mai e ceva important de spus pentru studia voastră, o femeie și care poate fi un parteneriat de business. Văd aici un parteneriat, Da, deci cu această femeie și Atena aveți ceva de făcut. Uh, ceva oportunități de colaborare, câștiga alături de ea, poate această femeie vine și spune despre ceva anume, uh, ce poate fi un business și pentru voi sau vă ajută la muncă. Interesant, e o persoană și atenă care pare că e importantă luna asta. Iubirea platonică. Hmm. La unii dintre voi aveți așa o iubire cu cineva, dar nu s-a întâmplat nimic uh, sexual. Nu s-a manifestat în plan fizic. Poate discutați cu cineva de la distanță sau nu s-a întâmplat nimic uh, intim. Dar e o stare așa, un ideal ce trăiți. Mai vedem și satisfacție, totul merge conform planului tău, da, uh, stabilitate, situație favorabile, Deci, până la urmă, lucrurile vin armonios, mai ales cu o sumă consistentă de bani. Deci dacă vă întrebați, păi da, eu să am bani, o să meargă bine, vine această sumă consistentă de bani, da, poate primiți o aprobare, un credit, oricum, se primește o sumă de bani și lucrurile merg conform planurilor voastre. Asta este un lucru foarte mare. De-a dreptul important să primiți aprobări luna asta. Interviu, da am simțit, am simțit interviu înainte să scot cartea interviu. Ceva trebuie să faci impresie bună, să treci anumite teste, întrebări, posibil să fie nevoie să te informezi foarte bine despre un domeniu anume. Uitați aici interviul, l-am simțit dinainte. Da, unii o să luați probabil jobul, dacă v-ați dus să vă angajați, să vă găsiți un job. Până la urmă o să vă orientați, o să alegeți și alegeți acolo unde banii apar mai mult. Văd că banii contează, da? Să vă asociați, să vă angajați undeva. Poate printr-o femeie și șatenă sau e legătura asta cu femeia asta șatenă. Călătorie ce vă separă temporar. Da, dacă aveți pe cineva o călătorie vă separă, o decizie importantă. Alege o nouă direcție. Deci în viitor trebuie să gândești foarte bine, da? posibil să fie nevoie să și o altă cale, dacă trebuie să plecați undeva, poate mai bine să plecați cu partenerul sau să schimbați locul, poate vă gândiți, vreau să merg undeva și partenerul în altă parte. Foarte mare grijă la aceste despateri, bine? În rest, văd lucruri frumoase, văd că schimbările astea vă aduc și fericire și bani, deci așteptați-vă să vină și banii spre voi, bine? Dacă vă era teamă de asta, eu garantez că o să vină pentru că se vede prea bine. Ori un parteneriat în business, ori o sumă de bani, crește salariul sau mergeți în altă parte. Aveți aici așa o pălărie, spune așa, că vei juca un rol diferit. Da, simt că e ceva diferit aici. Poate nici nu vreți să vă arătați prea mult luna asta. Ia să mai vedem. Mai aveți și gheara care spune, ai grijă, nu face chestii riscante un cort, o situație temporară, ok. Bun, unii s-ar putea să aveți o legătură cu un job temporar sau cu ceva ca o sumă de bani care vine extra. Alții o să schimbați puțin rolul, dar în cele din urmă văd că tot aveți nevoie de ghidare. Deci cartea aceasta cu via spune așa, caută informația care te va ajuta ai nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește viața ta, să știi mai bine unde te îndrepți. Și da, tranzitele vă pot ajuta și sigur sunt și alte metode, dacă vreți, eu vă aștept cu drag să discutăm despre ce urmează pentru voi și ce se întâmplă. Mai simt să scot de aici o carte, nu știu de ce. Numărul 5, schimbarea, da, e prea multe cărți cu schimbarea, v-am zăpăcit, nu-i așa? Da, e luna schimbării clar pentru voi, o lună în care Trebuie să faceți din plumb aur, să alchimizați și să treceți prin situații temporare, dar și prin angajamente importante care vă vor duce către succes în cele din urmă. Mulțumirea, viziunea de ansamblu, faptul că vezi și perspectiva spirituală te ajută și te înalță în această lună. Și avem aici un salcâm. Care spune ceva, probleme în familie, o supărare. Dar avem și o pană care spune așa, o persoană pe care o știi este nesinceră sau nedemnă de încredere. Pare rău să zic asta, poate fi o persoană din familie. Da, ești gândit. O persoană nesinceră se gândește la voi, poate nu știe ce să zică, ce să mai inventeze. Aveți grijă la anumite persoane din jur chiar, sunteți foarte invidiați în luna asta. Știu că poate nu sună bine, dar... Uh, oricum aveți îngerii alături de voi, uh, trebuie să faceți o armonie în casă, în familie, clar, așa că uh, și cu situația astea temporară o să treacă, dar ocupă-te de tine, ai foarte mare nevoie, dragă nativ, să petreci un timp singură, în natură sau singur, meditând asupra dorințelor, da? găsind o perspectivă pozitivă. Vă mulțumesc mult pentru ascultare, ne vedem cu mare drag și data viitoare și, de ce nu, mai repede la cursul meu de sincronicități.